internet susținută de Poliția Română. Ascultă-n fiecare noapte After Party cu DJ Ionuț Cioloca la Radio Galaxia Reghin 96,3 FM. Și bineînțeles live 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru și o nouă ediție Reghinul în direct. Așadar, profilaxia la copii. Invitata mea, domnișoara doctor Oana Botescu. Oana, bun venit și mulțumesc că accepti invitațiile de fiecare dată. Mulțumesc frumos de invitație. Bun, exact cum se și poate înțelege din titlu, profilaxia la copii. Ne ocupăm de ei, de problemele acestora și chiar de la începutul, da, mămicile, gravide, bun, ok, dar deocamdată trebuie să vedem de ce apare caria dentară la copii și, practic, cum am putea preveni, cum, cu ce, cum se poate. Da, este o problemă foarte des întâlnită, caria la copii, chiar la copii foarte mici, de, și chiar de 2 ani, un an jumate, care de-abia au dentiția eruptă și deja au probleme foarte mari. Aceste probleme apar din cauza faptului, în principal, a alimentației și a îndulcirii laptelui din biberon cu zahăr sau cu miere. Se numește carie de biberon, această carie, ce apare la, pe dentiția de lapte, la bebeluș. Le-ai permis să pui? Păi sunt mame care îndulcesc laptele copiilor, din păcate, sunt care își mai pun îndulcitori de genul mierii, că zic mierea e sănătoasă și atunci îndulcesc ca să poată să bea cât mai mult lapte, din păcate. Aceasta este caria de biberon. Apar și la copii din cauza antecedentelor familiale. Dacă în familie părinții au avut probleme de mici, tot așa cu dinții, apar inclusiv la copil. Atunci noi din start trebuie să facem o profilaxie foarte bine pusă la punct acestor copii, dar nu numai lor, ci tuturor copiilor. Cariile la copii se manifestă ca și la adulți și ei trec prin niște dureri cumplite în momentul în care această carie evoluează și ajunge la pulpa dentară și se suprainfectează și apar abcese și tot felul de probleme. Este o manifestare ca și la adulți. Țin să precizez acest lucru pentru că foarte mulți părinți, păi lasă că e copil și că nu mai are rădăcină. Nu, copiii trec prin niște dureri foarte mari în momentul în care chiar suferă de aceste probleme. Ce înseamnă prevenție, profilaxie? Profilaxia la copii începe cu administrarea de fluor, în fie sub formă de pastile, fie de apă îmbogățită cu fluor. Sunt diverse produse, nu le dau numele, da, acestor produse, care ajută la prevenția apariției cariei. Și inclusiv această prevenție merge și pe dentiția definitivă. Deci și pe dinții definitivi previne apariția cariei. Ce înseamnă? Înseamnă administrarea de fluor sub formă de pastile, pentru că în România nu este implementat un program național de prevenție a cariei dentare din cauza faptului că, după cum bine știm, nici măcar Casa Națională de Asigurări nu mai decontează absolut niciun serviciu de stomatologie. Pentru copii, din păcate, suntem singura țară. Da, suntem singura țară, da. Europa. Așa, și atunci părinții trebuie să administreze. Deci nu există un program național prin care
să existe administrarea fluorului în apa potabilă și atunci prin apa potabilă copilul să-și ia doza necesară și atunci îi dăm copilului pastile de fluor, fluorură de sodiu mai concret. Este substanța activă și vreau să precizez că au fost tot felul de mituri, că administrăm fluor, că ducem nu știu ce nenorociri, că copilul va avea tot felul de probleme pe viitor. Astea au fost niște emisiuni la tot felul de televiziuni. Astea numai pentru ca să sperie mamele și părinții că nu dăm fluor, că ne omoară copiii. Nu. O doză de fluor, cum este gândit acest produs, corect administrată, duce, și asta am văzut eu în practică. Da, dar vreau să te întreb ceva, deci practic apa noastră, indiferent de cum e, e tratată, se spune, e uzină de apă, tot felul de tratament. Bun, să spunem, nu neapărat așa. Da, dar trebuie îmbogățită cu fluor. Deci asta este diferența. Sunt țări foarte bine dezvoltate unde apa potabilă e îmbogățită cu fluor, efectiv decontată de stat. Și noi poate găsim în comerț anumite ape potabile care au îmbogățită, este o anumită cantitate de fluor pusă în ea. Dar ar trebui să fie standard, nu? Ar trebui să fie standard ca să poată omul de la robinet să știe că un pahar de apă ar putea conține atâta fluor. Un program similar a fost implementat în Târgu Mureș în anii 70 și ceva, a durat câțiva ani, deci a fost și la noi în țară, în 79-80, dacă nu mă înșel, a fost un program din acesta în care foarte mulți copii au băut apă din aceea de la robinet și să știi că au fost foarte bune rezultate. Deci și faptul că 2 ani au băut acea apă, s-au văzut diferențe. Deci studii, există studii clinice. Dar nu mai, pentru că astea costă bani. Da, da, și nu ne interesează. Da, da. Nu se alocă bani pentru cancer, dar pentru dinți. Da, știm problemele ce rezidă din asta. Și, bun, apropo, ai spus de mituri. Bun, există valori ceva? Da, trebuie să fim atenți când administrăm flori copilului să nu aibă flori din alte surse, de obicei din apa potabilă. Și atunci noi trebuie să ne uităm între ce valori se află apa potabilă pe care noi copilul cum o dăm dintr-o apă cumpărată, clar. Da, cam sigur. Toată lumea așa dă apă copilului apa potabilă. Sunt interesați părinții de lucrurile astea? Da, din fericire să știi că sunt foarte mulți părinți care mă întreabă de aceste produse și cum se administrează și din ce în ce mai mulți părinți mă întreabă cum se administrează aceste pastile. O să fac niște precizări. Deci, în funcție de concentrația de fluorură din apă, dacă este în funcție de vârstă, desigur, și de greutate, dar mai mult ne ghidăm după vârstă. Ar fi bine să înceapă la 2 săptămâni administrarea aceasta, dar este pe termen lung. Asta iarăși vă spun că dacă un părinte se decide să dea copilului fluorat de sodiu, aceasta trebuie dată până la 12 ani, până se termină apariția dentiției definitive. Deci este a la lung, nu o dăm așa după ureche și nu o dăm pentru o lună, pentru un an. Deci așa cum spui tu, înțeleg, ar fi ideal să fie totuși la robinet, să conțină. Da, ar fi ideal, dar nu se întâmplă asta, deci trebuie să administrăm aceste pastile și zilnic. Nu este un efort foarte mare, se poate pune în ceai, nu în lapte, țin să precizez, aceste pastilute se dizolvă și copilul nu simte absolut nimic. Este foarte ok. După 3 ani deja se poate, sau la 4 ani, ca să nu există pericolul de a se înneca, se pune sub limbă sau între obraz și gingie și se ține acolo să se dizolve acest fluor. Iar dacă, deci începem de la 2 săptămâni până la 2 ani, doza este de undeva de 0,25 de o pătrime dintr-o pastilă, deci sunt diverse, nu pot să dau numele. Am înțeles, da, e clar, nu le facem reclamă, dar există. Dacă în conținutul de apă potabilă este undeva la 0,3 miligrame, atunci îi dăm, aceasta este doza. Dacă e puțin mai mare, atunci reducem doza, da? Și în funcție de asta, dar fiecare părinte poate, acum nu o să vă obosesc cu detalii de cifre, că fiecare părinte poate să-și întrebe medicul său, stomatolog,
care este doza optimă pentru copilul să o administreze. Deci până la 0,5, până la 1 mg se merge. Deci începem de la 0,25 până la 1 mg. Dar asta în funcție de ce apă bea copilul și să nu existe flori din alte surse de... Și de obicei în apele celelalte ne trata, să zicem, fântână sau ceva în zonele rurale unde nu este... Concentrația sau... nu este atât de... nu e relevantă. Nu, nu e relevantă că nu va afecta. Nu va afecta și până la urmă, la un moment dat, se fac și anumite analize pentru apele acelea să se vadă dacă există examen bacteriologic, de exemplu. Da, 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 și acolo se constată. Da, deci asta înseamnă prevenția ala lung, pe termen lung, până la 12 ani. Să știi că sunt foarte mulți părinți care, eu am văzut deja rezultate pe copii care au primit flori. Dezavantajul este că atunci când scoatem dințișorii de lapte, acești dinți nu au rizaliză, adică mai au rădăcină. Aha, și e puțin, facem extracția aproape ca la un dinte, ca la un dinte de fi. Normal, da, da, care rădăcină, nu se resoarbe rădăcina. Asta e interesant. Asta am observat eu, da. Se întărește. Și ulterior crescând celălalt dintele. Dintele este foarte rezistent. Da, este foarte rezistent. Căci de aici, de la acest aspect, ajungem la sigilare. Ce înseamnă sigilarea pe un dinte? Definitiv, în momentul în care apar dinții de 6 ani, deci molarul de 6 ani, care este primul molar definitiv, o să vă mai zic încă niște lucruri, ca toată lumea să înțeleagă că primii molari definitiv apar la 6 ani în spatele ultimilor molari de lapte, deci nu înlocuiesc alți dinți. Mulți părinți zic, păi ăla se scoate. Nu. Și lasă să se deterioreze. Nu. El este primul molar în care noi trebuie să-l sigilăm. Sigilare ce înseamnă? Se închid fosetele, adică șănțulețele dinților, se închide cu un material pe bază de flor, care crește rezistența dintelui și atunci, chiar dacă copilul are un periaj mai precar, acolo nu rămân alimente să se carieze dintele. Deci asta face parte tot din profilaxie. Ca să zic, aș revin la dentiția de lapte. Dentiția de lapte începe undeva la un vârst și la 4 luni. Se rupă dinții. Dar mă ierți, acum eu trebuie să fac o chestie așa, să jonglez. Haideți să luăm de la mămici, deci de la gravide, de la probleme și până ajungi să mergem așa treptat. Da, că practic, prevenție, bun. Da. Foarte bine că puntez lucrul acesta, pentru că e foarte bine ca și mama, ca gravidă, să ia aceste suplimente de flor, pentru că și apoi când alăptează și ea poate lua, doar că în laptele materne se duce o cantitate foarte mică de flor. Deci, dacă mama ia 1 mg de flor, poate ajunge un sfert în laptele matern, poate nici atât. Și iarăși să ajungem. Bine, întotdeauna trebuie să la sfatul medicului. Niciodată nu luăm niciun medicament fără să ne consultăm. Deci, întotdeauna trebuie văzute ce alte suplimente ia mama, pentru că și acestea interacționează. Deci, nu trebuie să luăm de capul nostru niciodată nimic. Da. Deci și la gravide foarte bine să ia aceste suplimente de flori, că ajută copilul. Deci nu au apărut nici un efect advers major care să determine, în afară poate că dacă s-a înghițit o cantitate mai mare, au apărut reacții mai... Nu prea au ce. Da. Deci nu sunt toxice. Într-adevăr, dacă se dă o cantitate prea mare de flori, copilul se exagerează cu doza și nu este bine ținută sub control, pe dentiția definitivă vor apărea niște pete albe pe dinți. Asta înseamnă ca efect advers dacă se dă prea mult flor. De asta ne referim în ani. Deci nu dacă astăzi am uitat și am dat 2 pastile la copil. Am înțeles. Deci doar dacă ai o cantitate mult prea mare și pe o durată mult prea lungă. Și mai ales că, și dacă iarăși uităm să dăm o pastilă copilului, nu-i dublăm doza a doua zi. Deci am uitat, nu e nicio problemă, mergem mai departe. Cu... Deci nu afectează, nu este antibiotic, nu este antiinflamator, este un supliment cu flor, până la urmă, care ajută pentru prevenirea apariției cariei. Viitoarele mămici, deci gravidele, au grijă în mod special de dantură în perioada sarcinii? Că acum, știi, atunci, da, ele trebuie să aibă grijă de foarte multe lucruri, dar de acest pe perioada sarcinii, viitoarele mămiși trebuie să își întrețină o igienă foarte riguroasă, vizitele la stomatolog să fie
doar de a fi controle pentru a preveni apariția gingivitelor din cauza fluctuațiilor hormonale, dar nu ne apucăm de tratamente pe perioada sarcinii. Eu n-aș prefera să le fac doar dacă sunt urgențe și trebuie normal să ăsta ca doamnă să nu doarmă cu durere sau să influențeze sarcina, dar nu ne apucăm să facem tratamente, să punem obturații pe perioada sarcinii. Aceste lucruri trebuie făcute înainte, pentru că în ziua de astăzi cam toată lumea își planifică evenimentul și atunci e mai bine să se facă aceste tratamente înainte. Iar acesta este un mit că, da, pe vai, mi-a mâncat copilul un calciu din dinți. Nu, dacă ai avut o dantură cu o igienă bună și ți-ai aranjat toate problemele, nu apar că să rămâi fără dinți după ce ai născut. Deci apar anumite mici probleme, într-adevăr poate apar carii noi sau din pricina... A funcție de fiecare persoană da, parte, practic. Exact, dar prin faptul că ajungem de la stadiul de dinte la stadiul de rădăcină, nu prea. Deci nu. Într-adevăr, există un deficit de calciu pe perioada sarcinii și pe perioada de dezvoltare când alăptează, pentru că prima dată concentrația de calciu din organism o conțin dinții cel mai mult și atunci practic de acolo se extrage calciu. Și este, deci nu este chiar un mit, dar nu înseamnă că rămânem fără dinți, că ne punem proteze după ce am născut. Bun, deci faptul că viitoarele mămici aduc pe lume copilași nu înseamnă că aceștia au apărut așa în spate cu ceva de la mămică și mămica a rămas în minus, nu. Bun, extrem de interesant, sper că v-a plăcut. Bun, o scurtă pauză și revenim pentru că, într-adevăr, apar copilașii, dentiția la cei mici de tot și mergem așa pe vârstă înainte. Apropo de felul în care avem grijă de ei, pentru că ei sărăcuții sunt copilași, nu? Bun, pauză și revenim. Da. Vali! Este un popor fără viitor. La noi tradițiile sunt pe primul plan. La noi artiștii de viitor sunt la prima oră. Noi respectăm tradițiile și viitorul. Radio Galaxia Reghin. Muzică populară autentică. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Cu siguranță ați văzut unele dintre imaginile aeriene care au apărut pe internet în ultimul timp. Acestea sunt obținute cu ajutorul unor aeromodele radiocomandate, pe care sunt montate camere foto-video. Din păcate s-a înrădăcinat termenul de dronă, deși aeromodelele pe care le folosim noi nu au nicio legătură cu aplicațiile militare la care sunt folosite drone în adevăratul sens al cuvântului. Noi suntem un grup de entuziaști ai imaginii aeriene de joasă altitudine, mult sub nivelul rezervat aeronavelor și totuși la o înălțime suficientă pentru o perspectivă de ansamblu imposibil de obținut prin alte mijloace. Cei mai mulți dintre noi practică această activitate în regim de hobby, dar unii sunt furnizori de imagini la standarde profesionale pentru cele mai diverse domenii: publicitate, cinematografie, turism, arhitectură și cadastru, jurnalist de investigații și altele. De curând, Ministerul Transporturilor a emis ordinul numărul 8/2014, care îngrădește atât de mult practicarea activităților noastre încât nu se pot îndeplini în mod realist condițiile impuse. Prin zborurile noastre nu periclităm bunuri, persoane sau animale și temerile legate de dreptul la intimitate și viață privată sunt reglementate de alte legi. De asemenea, există deja legi în legătură cu fotografierea obiectivelor strategice și cele care țin de siguranța națională. Suntem în favoarea unor reglementări și am început demersuri pentru a colabora cu autoritățile în acest sens, dar avem nevoie de susținerea opiniei publice pentru aceste demersuri.
vă invităm pe pagina drone.videoport.ro pentru a afla mai multe despre acest ordin și importanța reglementării în spirit european. Dacă vă plac imaginile din aer și vreți să vă bucurați în continuare de producții foto-video extraordinare, semnați această petiție. Felul în care prezentăm România poate să îmbunătățească în mod semnificativ imaginea țării noastre. Dați mai departe linkul pentru prietenii și cunoscuții voștri. Avem nevoie și de ajutorul lor. Fotografia și filmul sunt partea vieții fiecăruia dintre noi. Este momentul să le apărăm și să ne asigurăm că ne vom bucura de beneficiile acestei tehnologii și pe viitor. Cele bune! Ce înseamnă jurnal de Reghin? Pentru mine, muncă, echilibru și dorința de a face mai mult pentru orașul meu. Dorința de a prezenta evenimentele clar și obiectiv. Întotdeauna am fost și vom fi acolo unde se întâmplă, ceea ce contează cu adevărat pentru Reghin, pentru orașul nostru al tuturor. Pentru că la noi, indiferent de culoare politică sau naționalitate, toți au libertatea de a vorbi. Libertatea de exprimare și lipsa cenzurii ne face mult mai puternici, pentru că informația înseamnă putere, informația înseamnă o viață mai bună. Pentru tine, pentru Reghin, pentru voi, suntem noi aici. Pentru că aici se întâmplă, aici afli. Urmărește singurul grupaj informativ de știri locale în Reghin. Urmărește Jurnal de Reghin. Jurnal de Reghin, emisiune ce a obținut premiul pentru cea mai bună știre de televiziune în cadrul SimFest 2013, singurul festival de televiziune din țară dedicat producătorilor independenți și televiziunilor locale sau regionale. Venit în direct, Reghinul în direct, la Da Reghin TV pe micul ecran și, bineînțeles, live 96,3 FM Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, profilaxia la copii, invitata mea, domnișoara dr. Oana Botescu, extrem de interesat. Apropo de florul acela, mitul că ar strica, nu, există, e necesar, dacă dorim, pe o perioadă îndelungată, da, până la 12 ani, spunea Oana, și în funcție de dozajul care trebuie să mergeți normal la medicul dumneavoastră de care se ocupă de curant, da, bun, ok, și lucrurile se vor rezolva. Principalul este binele danturii viitoare a copilului și, cum spunea Oana, într-adevăr rezultatele sunt vizibile. E pe o perioadă lungă, într-adevăr, dar este extrem de ușor. Și apoi am discutat puțin și despre problema gravidelor, da, viitoarele mămici, unele speriate, iarăși mituri. Am observat și la o altă televiziune, mult mai importantă, dar s-a dezbătut câteva mituri românești și s-au cam tăiat așa, adică într-adevăr e mit și realitatea stă puțin diferit. Deci nu pierdeți nimic, copilașul nu vă fură nimic, nu rămâneți fără. Micile probleme care apar, normal, vor fi rezolvate. Bun, Oana, acum am ajuns la bebeluși. Bun, da. Pentru că am înțeles, chiar de la vârstă foarte, foarte fragedă pot apare probleme, da? Da. Păi, problemele, vreau să punctez câteva lucruri iarăși. Ce înseamnă dentiția de lapte? Câți dinți implică dentiția de lapte? Sunt 20 de dinți în total, 10 superiori și 10 inferiori. Deja când am trecut la 11, înseamnă că avem primul molar de 6 ani. Vreau pe asta să tot insist, pentru că foarte mulți părinți fac confuzie, că acel molar este de lapte, nu. Din ce constituie această dentiție? 4 incisivi, deci mă refer la cel superior, să zicem, 4 incisivi, 2 central, 2 lateral, câte 2 canini și câte 2 molari. Deci nu avem premolari. Avem 2 molari superiori,
2 molari inferior. Dentiți, erupția începe de la 4 luni jumate, depinde, sunt la 4, la 5 luni, la 6 luni și începe cu incisivii centrali inferior. Cum ne dăm seama că începe această erupție? Mamele observă iritabilitate din partea bebelușului, plâns în timpul somnului, deci copilul doarme și începe să plângă. Fenomene de agitație, refuză să mănânce, uneori cu stări subfebrile, undeva la 37-38 de grade, și cu foarte refuză orice atenție. Ce facem în acest caz? Interpunerea unor obiecte care îl ajută pe copil, pe bebeluș să își maseze cumva gingia, inclusiv ca mamele să își maseze copilașului gingia. Sunt anumite geluri ce se aplică pe gingie, nu dăm nume, care ajută aceste fenomene să fie puțin mai... nu fie așa pregnante. Există și la biberoane ceva mai speciale? Sunt jucării mai mult, care tot, bebelușul tot ci le interpune și simte că trebuie să roadă. Sunt copii care își bagă degetele, mâna, inclusiv mâna e băgată în gură. Da, pentru că simte pruritul acela gingiva, adică îl mănâncă foarte tare gingia și are nevoia de a se scărpina. Ce mai observăm local? Că gingia se inflamează, este roșie și o hipersalivație, adică multă, multă salivă că tot copilul bălește. Așa, și atunci ce, cum tratăm? Deci tratăm că îi dăm o suzetă, deși sunt mulți pediatri care interzic interpunerea suzetei, dar totuși o suzetă liniștește în momentul erupției dinților, că nici nu mai știi ce să faci copilul când plânge una într-una. Așa. Și îi dăm alimente desigur lichide, asta deja când sunt mai mari, dar că la bebelușii de 6 luni de obicei se administrează doar lapte sau lapte praf sau lapte mater. Și masajul gingivar și alimentele să nu fie nici foarte reci, nici foarte fierbinți și, mă repet, cam lichide să fie. Cam asta ar fi. Bun. Și igienă. Da, asta. Acolo și să o igienă foarte, foarte bună. Să fie mamele eventual cu un tifon curat, steril, înmuiat în ceai de mușețel, să maseze puțin și să curețe gurița în momentul când este bebeluș, că deja în momentul când are dentiție de la, așa, deja după un an de zile se pot spăla copiii cu niște periuțe speciale pentru copii, paste de dinți care n-au pericol de, dacă se înghit nu prezintă niciun pericol și părinții îi rog să-și spele copiii pe dinți, pentru că, din păcate, din cauza alimentației din zilele noastre, prevalența cariei a crescut foarte mult. Și încă ceva, dacă... nu știu, mie mi se pare unul dintre cele mai dureroase lucruri pe care mi le-a dat Dumnezeu, nu știu, adică așa, sub formă de glumă, dar trebuie să doară foarte tare, adică totuși gingia e gingie și ceva să-ți iasă acum, dar cred că e de înțeles. Fiecare da. Am trecut, dar... Nu mai știm, din fericire. Da. Nu mai uitat, știm. Dar am trebuie uitat. Să doară. Numai cine căruia îi începe să rupă molarul de minte și trece prin niște dureri groaznice și amintești, ar putea să fie puțin să realizeze. Să realizăm, da. Este o durere foarte mare și e dificil și pentru părinți, că primul copil, la, în general, impacientează părinții foarte tare, dar trebuie să ia atitudine cât se poate de înțelegătoare, că copilul chiar suferă în acele momente, deci nu plânge de figuri, deci nu că așa îți înveți copilul. Copilul acela chiar suferă și îl doare și atunci, instinctiv, corpul lui reacționează prin plâns. Bun, să zicem că am trecut peste această fază foarte dureroasă pentru copilași și au apărut dințișorii de lapte. Da. Cum e cu ei în primul rând? Adică hrana, trebuie ceva, există o protecție ceva anume, să nu îi dai, să nu... Nu știu, sunt foarte sensibili ei? Nu, este foarte bine să se evite alimentele care conțin zahăr. Deci dulciurile și orice aliment care conține zahăr și evitate bomboanele care rămân în contact mult timp pe dinți, se descump până dispare din gură, o bomboană durează cam 10 minute.
Atacă la permanent. Păi, pentru că zahărul acela se depun și ăla e primul impuls în declanșarea procesului carios, pentru că acele zahăruri prin descompunere dau niște acizi care afectează smalțul și apar carile. E bine să, și din alte considerente, desigur, să evităm zahărul, considerente de ordin general, de sănătatea copilului, nu? Pentru că prea mult zahăr în alimentația unui copil duce la alte dezechilibre, inclusiv obezitate. Da, și cum, nu-mi face plăcere, dar trebuie, mă simt dator să repet, e acel capitol la care încă suntem fruntași, pentru că nu a rezolvat problemele. Mare parte a copiilor noștri sunt obezi. Deci, studii clar de specialitate, da. Nu e o poveste că, ei, nu, da, nu e încă adevărat. Ne certăm copiii, de ce nu mănâncă la masă tot, sau că sunt, lasă că îți dau niște chipsuri dacă mănânci șnițelul acesta, sau lasă că îți dau. Nu, deci privința alimentației este foarte dificil să menții, mai ales în ziua de astăzi, o alimentație corectă, inclusiv pentru noi adulții, dar minte pentru copii. Dar este de preferat ca toate alimentele acestea care conțin foarte mulți aditivi să fie eliminate, mai ales bomboane, ciocolata, să fie foarte bine. Dar mai vezi tu, e, iarăși nu e mit, e realitate. Dulciuri. Și nouă ne plac. Exact. Da, mă refer și la sucurile acidulate, orice asta, da, conține, se pot da, scoate, da, afară. Da, acum, dacă îi dai un pic de ciocolată, nu are nimic, că și noi am mâncat. Da, da. Dar, și mai ales că există în ziua de astăzi și ciocolată specială pentru copii, nu știu cum e. Da, mai e o varietate mult mai largă. Exact. Mult mai largă și greșa. Copiii, din păcate, le văd. Da, asta e bun. Și cu siguranță doresc. Încă o scurtă pauză și revenim cu, noi continuăm acest periplu, dar este un element foarte important. Știți că nouă ne în momentul în care auzi, vai, auzi, mă doare ceva, trebuie să merg la dentist, și se declanșează ceva aici, teamă, la copii bănesc că poate e amplificată. Să vedem cum reușește medicul de specialitate să-i atragă, sau mă rog, să fie mult mai plăcută prezența într-un cabinet de stomatologie. Plăcută prezența, e cam greu. Bun, pauză și revenim. Suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele. Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reginului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Reghin TV vă invită să descoperim împreună oamenii care scriu istorie, caracterele ce modelează prezentul și ideile ce pot schimba viitorul. Sunt Veturia Fechete și te provoc să schimbăm împreună destine la Senso. O emisiune pentru trecut, prezent și viitor. Tu! Ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? School TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni în fiecare vineri seara la Da Reghin TV. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD.
Am revenit, Reginul în direct, ultima parte a emisiunii de astăzi, pe 96,3 FM, Radio Galaxia și, bineînțeles, pe sticlă, pe micul ecran, da, Reghin TV. Profilaxia la copii, domnișoara dr. Oana Botescu, extrem de, așa, calm, dar cu sfaturi apropo de ceea ce trebuie să facă părinții acestor copilași, acestor minori, pentru a avea o viață sănătoasă în continuare. Și oricum, dacă e așa să o mică concluzie, la urma urmei, cred că foarte multe probleme din ceea ce ne, nu știu, ne lovesc pe noi așa necazurile, sunt generate de alimentație. Cam de acolo pornește. Acum e destul de greu. Că e vorba de copii, să-i spui nu ciocolată, nu bomboane, nu asta, dar totuși trebuie să găsim cumva acel deget, acea frână pentru a avea grijă de ei. Bun, dar la urma urmei există o teamă, cu asta am terminat partea cealaltă. Există acel alb universal valabil, da, care, nu știu, la modul foarte, e curat, e frumos, dă, dar declanșează așa ceva în subconștient, e teamă. Iar când e vorba de... Teama e și mai mare. Teama e și mai mare. Dar cum rezolvați atunci partea asta a copiilor? Păi începem cu educația părinților. Deci părinții în primul rând trebuie să-și educe acasă copilul și întotdeauna eu, cel puțin prietenilor mei și pacienților mei, așa le recomand în momentul în care au un nou membru al familiei, să familiarizeze copilul cu mediul în care noi lucrăm. Pentru că e foarte important ca acel copil când intră într-un cabinet să nu se sperie. Pentru că, într-adevăr, este scaunul unitudentar, sunt foarte multe instrumente ascuțite, sunetul este ciudat. Copilul trebuie să se familiarizeze cu aceste sunete și cu mediul. Și atunci eu sfătuiesc ca părinții să-și facă educație copilului acasă. Prin faptul că mergem la un prieten, eu întotdeauna nu le zic să-mi zică doamna doctor sau... Nu poate să-mi zică Oana, intră în cabinet, nu trebuie să zică doctor. Pentru un copil înseamnă doctor, înseamnă vaccin, înseamnă injecție, înseamnă durere. De acolo trebuie să plecăm. Pentru că noi, ca adulți, din păcate, avem foarte multe reminiscențe dureroase, cu modul cum am fost noi tratați. Noi tratăm într-un mod diferit copiii în ziua de astăzi. Ne împrietenim cu ei și îi facem să înțeleagă că, practic, acest tratament este spre binele lui. Dar, mă repet, ceea ce spune părintele acasă e foarte important. Adică, spune, mergem într-o vizită la un prieten, o să se uite puțin la dinții tăi, nu discutăm în fața copilului ce probleme avem noi, vai, trebuie să mă duc la dentist, vai, ce frică mie. Niciodată nu discutăm fricile în prezența copiilor. Copiii sunt foarte receptivi, ei asimilează frica părinților și o dezvoltă ca propriile lor frici. Deci nu, noi nu discutăm în fața copilului, chiar dacă părintele este timorat acasă, nu discută cu soția sau cu soțul problema aceasta. E foarte, foarte important modul cum abordează părinții. Copiii nu se amenință niciodată, te duc la doctor, dacă ești rău, te duc la doctor. Da, copilul ăla când a intrat în cabinet urlă. Normal, e normal. Nu ești cu minte, îți taie popa limba. Cum vorbeam atât cu un pacient. Deci nu, trebuie să găsim alte metode de a pedepsi copiii mai puțin cu minți, dar nu să amenințăm că îți dăm injecție. De multe ori poate chiar trebuie să facem lucrul acesta și în momentul în care un copil sau facem o spălătură, ce înseamnă? Curățăm dințișorul cu apă oxigenată, cu o seringă de la distanță, este un lichid, este foarte greu să-i spun un copil, uite, nu te înțepi, îți spăl dințișorul ca să fie curat în interior, când este o gangrenă sau așa, dar copilul când a văzut seringa, deja nu mai poate, pentru că el deja are amenințările acele acasă, da? Și atunci e foarte important ca părinții de acasă să se comporte ca un mic adult, să îi explice ceea ce urmează să îi se întâmple. Noi copiii nu-i mințim. Deci îi le spunem, te pișcă puțin, o să simți lucrul acesta, nu mințim copilul că nu o să-l doară deloc. Că ar fi stupid să zicem că chiar deloc. Pentru că un pic de anestezie un pic doare, puțin, puțin, chiar dacă dăm cu un gel preanestezic, un topic local, simți ceva. Și atunci nu amenințăm copilul, e foarte important. Lui nu trebuie să-i fie frică când intră în cabinet.
Și atunci, de acolo încolo, munca noastră este ușurată. Noi trebuie să depășim aceste idei preconcepute. Și iarăși cu copiii, mituri, da. Iarăși mituri, da. Și copiii atunci, să știți că copiii sunt foarte receptivi și de multe ori copiii sunt mult mai liniștiți decât părinții în cabinet. Eu sunt curios cum vor arăta acești copii peste ani, adică în momentul în care vor fi adulți ca și noi și... Foarte bine. Da, și cu siguranță, da, va dispare, adică pentru voi cel puțin va fi probabil mai ușor, adică nu va fi atâta teamă în jurat la pensiune. Da, aștept momentul ăla, dar nu știu dacă să mai practic eu atunci stomatologia, sincer, nu cred. Deci ești foarte optimist. Bun. Nu, dar asta. Eu am mai observat ceva, asta vine doar ca o completare. Culoarea a început să schimbe. Culoarea. Da. Eu de obicei nu prea port halate albe pentru că și alea dau o anumită reticență. Am de obicei halate colorate. De aceea, ca să imaginea de alb și pentru adulții un pic așa înspământătoare. Și încercăm ca să mascăm anumite lucruri, în așa fel ca să se transforme într-o jucărie sau un material de amprentare, transformă ca asta e o plastelină sau tot felul de alte distrageri și întotdeauna le explicăm foarte clar de ce se află ei și fiecare lucru, acesta e oglindă, acesta este aerul, totul se încearcă pe mână. Prima ședință la stomatolog nu se face nimic, eu nu fac nimic copilului, îi arăt. Asta e asta, asta e asta, asta e cealaltă, poți să pleci. Curiozitatea lor. Curiozitatea. Lasă să apese câteva butoane și l-am cumpărat. Da, e gata. Bun, dar eu am mai observat ceva. Acum, sincer, în cabinetul Oanei, dar nu numai, și culoarea scaunului și tot ceea ce înseamnă în partea de impactul ăla vizual e în schimbare, parcă sunt mai plăcut, au mai apărut alte culori. Da, nu mai așa de înspăimântător totul. Sincer, înainte era... Și piesele sunt mai silențioase, acum nu mai sună chiar atât că auzi până la patru case în vecin cum sună că ești la stomatolog. Da, sunt metode mult mai blânde, într-adevăr, și atunci și copiii, odată obișnuiți că durerea este minimă, vin cu plăcere. Să știi că sunt copii care așteaptă să ne sau dacă am fost plecat în concediu, m-au certat că ai lipsit așa de mult sau am pățit și din astea, din fericire. Bun. Da, deci mi s-au întâmplat și lucruri plăcute. Și copiii sunt cei mai frumoși pacienți, că ei sunt sinceri, deci ei nu mint, ei zic pe față, ei sunt, și când sunt fericiți că le-ai luat durerea, primești o recunoștință care nu se măsoară în nimic. Te încarcă și nu poți cumpăra cu nimic. Bun. Există... nu știu, mă întreb la... Apropo de criza asta din România, există probleme din punct de vedere al materialelor, apropo de copii? Sunt diferite, în primul rând, materialele deci nu putem folosi toate materialele care se folosesc la adulți pentru copii, mai ales compozitele, până la anumită vârstă nu se aplică pe dinți, mai ales pe dentiția de lapte, pentru că compromite pulpa, deci acidul cu care se demineralizează dentina și smalțul poate să ajungă la nivelul pulpei, pentru că pulpa este încă dezvoltată și smalțul este subțire și dentina, și atunci e foarte ușor să se infiltreze până acolo și determină niște reacții neplăcute, gangrenă, necroză, granulome, alte probleme. Deci ajungem la probleme și atunci sunt anumite plombițe care se pun, din păcate, nu prea rezistă pe dentiția de lapte, că tot îmi zic părinții, păi pune cea să reziste. Nu prea sunt foarte multe opțiuni pentru ca să reziste foarte mult timp. No, și unui copil nu poți zici, ai grijă cum mănânci, ar fi chiar culmea. Nu poți. Uite, eu poate pun o întrebare, sper să nu... Pot zâmbi, dar sper să nu râzi foarte tare că e în emisiune, da? De ce apare dentiția de lapte? Sincer, a fost o întrebare așa, poate și de copil. Așa. De ce dispare și apare alta? De ce nu ne naștem cu o singură... Nu știu. De ce trebuie să fie acest dentiție de lapte și apoi? Păi, pentru că, în primul rând, alimentația este diferită. Nu este alimentația de până la 10, 9, 10 dentiția de lapte este total diferită. Noi nu avem ce să facem cu 12 din superior, 14, 16 din, hai să zicem, superior. Nu avem ce face, că la ce să folosim? Nu roade. Noi avem instinctiv, nu avem încă dezvoltați reflexul de masticație. Deci este reflexul de deglutiție. Deglutiție adică să... înghițirea, da? Deci nu avem reflex de masticație.
Este reflexul de deglutiție. Și atunci, de ce să avem 14 dinți, hai să zicem, fără molare, da, de minte, în total 28 de dinți, pentru ce? Să le folosim la ce? Și până la urmă mai este o zicală, da, că două perechi de dinți îți dă Dumnezeu pe, da, gratis, a, da, treia o plătești. A treia o plătești. Uite, aici ai dreptate. Poate că trebuia să încheiem emisiunea, dar mai avem câteva minuțele. Bun, înainte de a ne despărți, aș vrea să facem încă o dată un apel apropo de igienă, pentru că, da, cred că e cel mai important lucru, e mai ales la capitolul ăsta, e vital. Da, igiena este cea mai importantă parte a prevenției. Deci cu igiena începem și corporală și mai ales a cavității bucale în condițiile în care avem alimentația pe care o avem. E foarte important ca un copil să se obișnuiască, să fie certat, să se spele pe dinți, amintit, răsamintit. Oricărui copil nu-i place să se spele pe dinți. Își mint părinții că mama a spălat și își udă periuța de dinți ca să demonstreze și alte lucruri. Trebuie asistat copilul până când îl vezi că se spală pe dinți, mai ales înainte de culcare. E foarte important să fie igiena corespunzătoare. Măcar de două ori pe zi. Acum nu o să insist că faceți periaș de trei ori. De două ori este suficient, dimineața și seara. E foarte, foarte important și la copil și la adult. Pentru că până la urmă este mai ieftin să te speli pe dinți decât să vizitezi stomatologul să rezolvi alte, da, zeci, da, de, da, probleme. Da? Da? Și atunci trebuie supravegați copiii. Bine, în primă fază să spălăm noi copiii, desigur, apoi când copilul, sunt niște faze, până la 5 ani copiii adoră să se spele pe dinți, le place că e nou, se joacă cu apa, cu periuța, cu pasta de dinți. După aceea nu mai are timp. După aceea lilene. Deci de la 7 ani încep problemele cu spălatul pe dinți. E foarte important pentru că la 6 ani crește molarul, de 6 ani, ăla, dacă nu este igienizat corespunzător, se face praf foarte repede, într-un an de zile poate să intre în complicații și atunci trebuie ca periajul să fie făcut până în spate, până la ultimul molar, sigilat de medicul stomatolog, făcut instructaj de către medic, desigur, cum să ne spălăm pe dinți. Eu fac instructaj cum să ne spălăm corect pe dinți și copiilor. Și e foarte important o vizită la 6 luni ca să se facă aceste controle periodice. Poate și noi românii o să ne ajungem la un moment dat să conștientizăm importanța controlelor periodice și mai ales la copii. Pentru că la copii fenomenul de carie este de multe ori evoluează mult mai rapid decât la adult. Bun. Sper că ați înțeles, da? Eu cu siguranță am fost foarte atent, pentru că e un subiect care, da, într-adevăr, uite de unde pot apare problemele și cum ne putem apăra, feri de ele. La urma urmei, totul depinde de noi și, într-adevăr, cum spunea Oana, da, să ne obișnuim să mergem din când în când la acele controle. Din punct de vedere medical, cam știm cu toții că e bine, doar că asta evităm. E. Da, evităm. Bun. Oana, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația dumneavoastră, pentru faptul că ne-ați urmărit. Sper că sfaturile date de un specialist v-au atras atenția așa puțin și veți reflecta apropo de ele. Sunt Ghiță Zileru, până la o nouă întâlnire aici, la Reginul în direct, pe Daregin TV și, bineînțeles, Radio Galaxia. Numai bine! Vedeți astăzi la Jurnal. Un imobil nelocuit și altul aflat în construcție au fost prădate de hoți în data de 5 mai. Artiștii locali au fost promovați cu ocazia spectacolului dedicat Zilei Tineretului organizat de Primăria Reghin. Ziua porților deschise la castelul Racoții-Bornemisa din Gurghiu a ajuns sâmbătă 3 mai la ediția a doua. Din 5 mai a început programul turistic Litoralul pentru Toți. Teodor Anton, legitimat la CSU Medicina Timișoara, a obținut locul 3 la campionatul național de șah pentru seniori. Despre toate acestea, imediat la Jurnal de Reghin. Thank you.
Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă. Locație de referință pentru reghine. Situat în mijlocul naturii, acesta constituie locul ideal pentru cele mai importante evenimente din viața ta. Restaurant de tradiție, într-un original cadru arhitectural. Meniuri diverse oferite de maestri bucătari consacrați. Un personal atent și bine pregătit, profesional. Atmosferă relaxantă într-o adevărată oază de liniște. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă, simbolul eleganței și rafinamentului reghinean. Caută și citește ultimul număr al revistei Reghinul Nostru, prima revistă de atitudine civică și promovare a valorilor locale. Articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. Totul într-un format ușor de citit și cu un design atrăgător. Revista Reghinul Nostru se tipărește în 3000 de exemplare, distribuite gratuit, iar articolele pot fi citite și pe www.reghinulnostru.ro. Vino la magazinul Teletech și prinde oferta la Smart TV LED Philips cu diagonala de 107 cm Full HD și USB la prețul de 1699 lei. Bucură-te de reducerea de 800 de lei și intră în lumea distracției. Teletech, cel mai mic preț pe care l-ai văzut vreodată. 10 ani pentru un cotidian de nota 10. Zi de zi, cel mai influent ziar din Mureș împlinește în 2014 un deceniu de existență și de muncă dedicat mureșenilor de pretutindeni. Suntem mândri să fim parte din viața ta. Accesează www.zi-de-zi.ro sau intră pe pagina noastră de Facebook pentru informații locale de calitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Direcționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smog.